Te-ai simțit cumva regele Bucureștiului în acea perioadă la Steaua sau nu știu? Nu, rege, pentru că... Erai, aveai un alt elan, ai... Nu, din păcate pentru mine nu gândeam ca acum, pentru că acum când mă uit și mă gândesc că am făcut anumite lucruri extraordinare, atunci nu realizam. Spuneam că este normal să întâmple ceea ce mi se întâmpla, dar acum realizez că într-adevăr am făcut lucruri frumoase atunci, dar eu singur nu puteam să fac. Am făcut împreună cu colegii mei, am avut o generație foarte bună, niște colegi extraordinari, ne-am înțeles foarte bine. Și datorită lor am reușit să facem acele rezultate pentru Steaua și pentru fotbal românesc. Ai Și câștigat. le-am mulțumit întotdeauna că fără ei nu puteam nici eu să ajung, eu știu, un jucător așa cât de cât bun, să spune, pentru România. Ai câștigat, cred că, toate trofeele puse în joc cu Steaua. Da. Meciuri la națională, cred că ai 30, 32 de meciuri. 35 de meciuri, nu 35, știu. ok, 35, Da. scuze. Practic le-ai făcut pe toate. Care ar fi regretul carierei tale de jucător? Că nu m-am impus în sănătate, să joc mai mult la echipe mai bune sănătate. Crezi că ai fi putut, cu mai multă răbdare, cum spuneai, să te impui să fii un jucător constant în Serie A? Atunci era un campionat extrem de puternic, ca și acum. Da, dacă aveam mai multă răbdare, da, cred că da, puteam să fac acest lucru, dar eram ambițios, sunt și tipul care atunci când mă deranjează ceva, o spun, nu tac și poate lucrurile astea au contat în acea perioadă. Nu te-ai sfătuit și tu cu prietenul Mutu, care era de ani de zile pe acolo? Nu, când eram atunci, eram în transă, luam de 5 lei. Da. Dar azi poți sfătui pe tinerii, poate de la echipa națională sau chiar și de la FCSB sau pe cine mai ai tu aproape, drag, având această experiență, pentru că tinerii noștri, vedem cu toții și tot discutăm de atâta timp, se duc afară, nu le merge, vin la națională fără meciuri jucate sau nu. Ai discuții în acest sens? Important e ce am spus mai devreme, ei trebuie să aibă răbdare, să muncească zi de zi, să demonstreze antrenorului că merită să joace mai mult și atunci când tot ajuns la acel nivel. Și atunci când primul să joace, să dea tot, să-l facă pe antrenor să meargă. Nic, există vreun jucător în Liga 1 în momentul de față? Scuze, ne mai auzi? Nu știu dacă... Da, s-a pierdut un pic. S-a pierdut transmisia din Alo? cauza Ia. internetului. Ah, nu, a Stai. revenit? Ia stai să Da, vedem. și la Pitești plouă de rupe. E de la ploaie. Bun, deci ne Nu auzi știu acum? cum e la București. Stătuse un pic, dar a plouat toată noaptea. Zi-mi altceva. Există vreun jucător în Liga 1 în momentul de față care să se asemene ca stil de joc cu tine, în care să te regăsești? Nu știu ce să zic în acest moment, pentru că eu eram un jucător tehnic, inteligent, nu aveam viteză, forță mai puțin și nu știu cum, poate să zicem când juca Răzvan Marin, el era un tip de jucător ca și mine, care cu o tehnică bună, cu o viziune bună a jocului. Este Răzvan Marin ca și copilul vostru al tuturor, vorbind de această prietenie pe care ați legat-o, acea generație de la Steaua? Adică cu toții Ei, aveți da. câte o vorbă, câte un sfat, câte un bobârnac, poate? Eu am jucat și cu taică-său și am jucat și cu el la Viitorul. Știu foarte Așa? bine, de la 10 ani, de când venea cu Petre la ducea la antrenament. Petre, și îl cunosc foarte bine. Și la Viitorul am fost colegii o perioadă acolo unde am încercat să-i dau anumite sfaturi și mă bucur că el a reușit să ajungă la un nivel foarte ridicat. Ce părere ai de faptul că FCSB s-a reunit, s-a antrenat, Vintila a dat cu subsemnatul pe la poliție, înțeleg că și Craiova face antrenamente cu grupul. Da, am văzut că sunt mai multe echipe care fac acest lucru, se antrenează cu 3 jucători. Din ce știu eu, la Steaua au condițiile necesare să facă acest lucru, pentru că au 5-6 terenuri de antrenament. Dacă, nu știu, au reușit să țină distanța și câte 3 jucători pe fiecare teren, nu știu, poate ar fi bine ușor, ușor să înceapă antrenamentele. Legat de echipa națională,
Nu ți s-a părut un pas înapoi să fii antrenor secund după ce deja tu ai început de ceva vreme să fii principal pe unde ai fost? Da, nu. Un pas înapoi nu poate să fie vorba, pentru că vorbim de echipa națională. Și de asta am acceptat acest lucru, pentru că este echipa națională și să lucrez din nou cu Mirel. Pentru că i-am promis acest lucru atunci când am plecat de la Steaua și i-am zis că în momentul când va dori să fim împreună, vom vedea, vom analiza și vom putea lucra din nou împreună. Și acum a venit cererea lui, în care am avut o discuție și am decis până la urmă să mergem împreună, să încercăm să facem ceva pentru fotbal românesc. Dacă ai primi o ofertă de la Dinamo să fii antrenor principal, ai accepta? Păi acum sunt antrenor la echipa națională și nu. La Dinamo este foarte greu și pentru mine să ajung să antrenez Dinamo sau Rapid, pentru că am făcut lucruri foarte bune la Steaua, nu am fost doar un jucător așa în trecere pe acolo și este clar că Steaua este în sufletul meu, am și antrenat această echipă și am avut rezultate bune, spun eu, un an și jumătate cât am stat acolo. Și este foarte greu pentru mine să ajung să antrenez Dinamo sau Rapid. Este greu, dar nu imposibil? Nu spun atât că e imposibil, dar nu aș putea să mă duc să antrenez acolo pentru că nu aș fi agreat. Și când nu sunt agreat, eu nu mă duc. Da, sufletul tău, dacă suporterul ar spune, bine, Dică, uite, te acceptăm dacă ai rezultate, în sufletul tău e fi împăcat să antrenezi rivala de moarte? Nu mai duce, pentru că eu sunt cu Steaua, mi-am dorit să joc la Steaua ca și jucător, am antrenat această echipă și este rivalitatea prea mare, două echipe. Atunci să vin eu în completarea colegului meu. Eu apreciez clubul Dinamo, văd ce se întâmplă în aceste momente la acest club. Mi-aș dori ca Dinamo să meargă înainte, pentru că este un club mare, au suporterii foarte mulți, o galerie extraordinară și din punctul meu de vedere ar fi bine ca Dinamo să meargă în continuare. Da. Și pentru fotbal românesc. Îți poți imagina că sunt în prag de, nu știu, retrogradare, faliment? Păi și că sunt atât de retrogradare. Da, asta nu mă gândeam. Acum câțiva nu mă gândeam la acest lucru, dar uitați că și Rapidul și ei au avut probleme, au ajuns în Liga 4, dar sper ca Dinamo să nu ajungă în Liga 4, eu știu, sau să desfințeze, pentru că nu este bine pentru fotbal românesc. Vor lipsi acele derbiuri și ați văzut și voi ce atmosferă se face la un meci Steaua Dinamo. Ana Maria Prodan a anunțat că va candida la președinția LPF. Ce părere ai de varianta aceasta? Nu știu, nu vreau să comentez, că nu sunt eu în măsură să fac acest comentariu. Dar tu te-ai vedea peste ani de zile să conduci un for de genul acesta, LPF sau FRF? Nu știu, poate cine știe, mai după ce voi antrena o perioadă mai lungă, este posibil să ajung în conducerea unui club sau, eu știu, asta se poate întâmpla. Adică simți că ai capacitatea asta de a gestiona un club? Pentru că îmi place, da, eu spun că da, pentru că am venit la FCA sau un club, chiar dacă Liga 3 și am avut un buget pe mână în care mi-am făcut totul eu și am reușit și cred că aș putea să fac acest lucru. Dar deocamdată sunt pe antrenorat, vreau să antrenez, să ajung la un nivel cât mai ridicat și dacă nu voi reuși să ajung la un nivel cât mai ridicat într-o perioadă, eu știu, 5-6-7 ani, probabil voi merge pe altceva. Eu zic să te mai gândești și îți dau exemplu, Marius Mudică a câștigat titlul de campion ca antrenor după vreo 12 ani de antrenorat. Știu, dar mi-am propus treaba asta, că deja am 6 ani de zile de când antrenez, într-adevăr am avut șansa să ajung să antrenez și Steaua, acum la echipa națională, FC Argeș, clubul pe care eu îl iubesc foarte mult și mi-am dorit atunci când m-am apucat de antrenorat, mi-am propus de fapt să ajung la un nivel. Dacă nu voi reuși să ajung la un nivel ridicat, nu cred că voi mai... Adică nu doresc să fiu doar la Liga 3 sau la Liga 2, îmi doresc să fiu sus și sper să reușesc acest lucru. Să fii sus și să antrenezi pe Ghencea, noul stadion? Da. Ar trebui să beneficieze toți de acest stadion? Adică se referă la FCSB, dacă are dreptul să joace sau nu, din punctul tău de vedere. O zic eu direct.
Cum se poate pe arena națională unde se închiriază, probabil că se poate și acolo. Cum am văzut și la Craiova, că echipa lui domnului Mititelu a reușit să joace pe acest stadion, bănuiesc că și aici se va putea juca. Dacă se va plăti, vor putea să joace, bănuiesc. Bun. Îți mulțumim mult de tot, Nic, că ai fost alături de noi. Spor la afaceri, da. Mulțumesc, mulțumesc.